Bună ziua tuturor! Urmăriți interviul DC News cu Roxana Neagu și Vlad Manolache. Invitatul nostru de astăzi este europarlamentarul Mircea Diacon. Bună ziua, domnule Diacon, bine ați venit la noi! Da, revenit! Revenit, exact! Domnule Diacon, veniți cu un proiect foarte important din Parlamentul European, Rețea Națională de Repere ale Civilizației Spațiului Românesc. Ce înseamnă acest proiect pentru România? Este proiect de greutate centenară. Așa e cel puțin în capul meu. Și dacă acest an, în care zicem că e așa sărbătorim, nu se începe, nu se toarnă prima găleată de mortar la acest subiect, înseamnă că e degeaba, părerea mea, pentru că are genul ăsta de greutate. Asta nu pentru că, nu știu, nu e meritul meu de niciun fel. E un model care funcționează și în alte țări europene, în Franța în orice caz, și modelul l-am văzut, am pus mâna pe el, funcționează perfect. Ce înseamnă asta? Înseamnă un fel de preocupare a unei generații, nu a unui guvern, unei generații în legătură cu, zicem, ca să înțelegem, să traducem mai rapid, identitatea noastră, sensul nostru ca ființă națională. E un subiect deschis, cel puțin pentru noi, de școala ardeleană, în urmă cu 100 ceva de ani, prin ceea ce numim latinitatea noastră, un concept care practic activează toate energiile de toate felurile și renașterea României, modernizarea sa, a avut la bază acest ADN, o ecuație simplă, clară, de tip identitar, cultural identitar, care practic naște o națiune, motivează o națiune. Citesc din Iorga, conștiința de sine a nației e un lucru obligatoriu ca ea să poată funcționa unitar și eficient. Să aibă ținte, să și le descopere, să și înțeleagă destinul în raport cu ce îți poți înțelege destinul. Cu tine însuți, cu istoria ta, cu memoria ta. Și de ce zic, de ce se numește, în titlu de fapt e totul. Așa cum cred că trebuie să fie chiar și la un roman. Rețea națională înseamnă o rețea de repere ale civilizației spațiului românesc. De ce nu spun spațiului românesc? Nu spun civilizația românească, scuzați, ci spațiului românesc. Uitați de ce. Pentru că dacă privim în istorie către începuturi, putem detecta punctul vazii de unde, să zicem, apare românitatea. Un anume punct. Și atât. Restul rămâne pe din afară. Ori, logica ar fi următoarea. Câtă vreme cineva, popor, persoană, individ, lider, haită, hoardă, a trecut sau a stat pe aceste terenuri, pe aceste pământuri, care astăzi sunt spiritualitatea românească de azi, și nu zic numai administrativ frontierele noastre, ci spiritualitatea românească, care este întotdeauna un pic mai mare decât frontiera administrativă efectivă. Deci cine a trecut sau a stat, a lăsat o urmă, un reper, un ceva, orice a rămas aici, o poveste, patrimoniu. Toate astea acumulate, unele peste altele, suntem noi și ne aparțin. Trebuie luate în stăpânire. De asta spun civilizației spațiului românesc. Ori, așa cum Nilul, se zice, a creat Egiptul, era imposibil ca Dunărea, pe partea sa cea mai importantă de vărsare și de amploare, adică aceasta pe care e la noi, se termină cu Delta, nu putea să nu nască civilizații ultra-vechi. Sunt dovezi, apar dovezi între timp, vorbesc în clipa asta în raport cu perioada școlii ardelene. Atunci un grup de intelectuali ardeleni, sigur, au gândit acest lucru, au studiat acest lucru și au pus ca un fel de ofertă publică acest ADN identitar, care a funcționat impecabil. Și azi e valabil, e în regulă. Dar trebuie updatat pentru că au apărut foarte multe dovezi între timp, dovezi istorice. Ori acest gen de adevăr despre noi înșine trebuie detectat pe fundament științific, de cercetare, academic. Deci nu, din păcate, despre noi, în părerile generale care umblă prin eter așa, glisează de la unii care zic că suntem niște cerșetori și niște mizerii de oameni și niște trădători universali și așa mai departe, până la cei care, mă rog, așteaptă, nu-i așa, ca a doua apariție a lui Iisus Hristos să se petreacă undeva pe terenul nostru sau în țara noastră și așa mai departe. Trebuie pus pe masă adevărul istoric.
ca să putem crea ceea ce Iorga a numit conștiința de sine a nației și mai departe, un lucru esențial. Câte vreme acum există școli de arheologie fenomenale la Cluj, la așa mai departe, mai ales în spațiile universitare și funcționează, dar fiecare are ținta sa de cercetare, lucrează separat, nu se coordonează neapărat între... Cam despre organizare e vorba în acest proiect, această propunere a mea. A organiza ceva ce există și acum, dar trebuie să funcționeze coordonat în ideea de a putea descoperi adevăruri despre noi, nu? Și condensa toate într-o singură frază, dacă vreți, sau cât mai puține cuvinte, spre a putea să o dai spre folosință cetățeanului. Câte vreme aceste adevăruri nu ajung la cetățean, la purtător, la consumator, nimic nu e adevărat, nimic nu funcționează. Prin școală, prin toate mecanismele cu putință, media și așa mai departe, dezbateri publice, acest adevăr despre noi înșine trebuie să ajungă la purtător. Și în acest sens, care este, sau cum vedeți, produsul finit care trebuie livrat, în primul rând, românilor și apoi oamenilor din afară, din străinătate? Pentru că, în primul rând, cred că în proiectul dumneavoastră ar trebui, al dumneavoastră, proiectul nostru, al tuturor, să ne cunoaștem această identitate. Cum îl livrăm? Cum v-ați gândit la forma de livrare? Participanții, să zic așa, la acest proiect sunt mult mai mult decât ceea ce numim Ministerul Culturii sau Patrimoniu sau... Nu, mult mai mult. Înseamnă toate zonele de academice, universitare, de cercetare, școală și așa mai departe. Aceste repere înseamnă, aceste repere ale civilizației spațiului românesc înseamnă, de fapt, niște puncte de patrimoniu cu foarte mare vizibilitate pe harta țării, ca și cum ai prinde niște becuri patrimoniale, niște lumini reprezentative pentru zonele noastre, care sunt nu trei regiuni, sunt mult mai multe, zone identitare. Se schimbă foarte mult de la zonă la zonă, se schimbă foarte multe nuanțe, ceea ce e foarte interesant și pasionant. Aceste repere se vor constitui în adevărate fabrici, dacă vreți, de identitate. Toate se coordonează între ele, va fi un buget general al întregii rețele, care se avizează de către Parlament, așa cum și alte instituții mari merg la Parlament, an de an, își prezintă bugetele, primesc bugetele, după care următorul an dau socoteală. E o estimare în momentul acesta? Nu, nici nu e treaba mea asta. Eu am făcut o propunere de principiu, mai departe, legiuitorul, un guvern sau parlament, este treaba dânșilor, am trimis peste tot această propunere și am avut discuții concrete și cu Ministerul Culturii, și cu Ministerul Dezvoltării Regionale, cu primul ministru și în zona parlamentară, e foarte important, deocamdată numai cu Camera Deputaților am vorbit, Camera Deputaților dânsa, nu știu cum să spun eu, că e feminin, Senatul pare a fi masculin, Camera feminină, a fost o glumă, scuzați-mă, eu când beau cafea mai fac și mici glume. Și o să mă țin de capul tuturor până când o să ia startul acest subiect. Iar legiuitorul, sigur, aranjează, organizează, e dreptul lui să facă lucrurile astea și nu al meu. Eu am inițiat, am avut o propunere doar. Ați putea să ne spuneți cu cine ați discutat și ce reacții ați primit până acum? Foarte bune, peste tot foarte bune. Pe de altă parte, când vorbești despre cultură, oricine stă în fața ta zice, da, sigur, bine, da, foarte bine, corect. Ei, când ajungi un pic mai târziu la buget, sau la concret, te cam împiedici de multe ori, dar nu e genul meu să mă sperii sau să mă tem, nu. Iar pentru că am trimis subiectul condensat, firește, în și la o mulțime de asociații, organizații, fundații de tip patrimonial și nu numai, asociațiile românești din străinătate, sunt o mulțime. Și am primit răspunsuri uluitoare de la toată lumea și practic eu am o listă uriașă de susținători, nu? Care simt că e cazul să facem lucrul ăsta. E vorba de o generație, e vorba de, cum spuneam, nu știu, de o restatare, startare a acestui subiect, identitatea, conștiința de sine a nației. Un lucru obligatoriu. În clipa în care globalizarea și tot felul de provocări șterg, unifică, anulează repere și valori naționale și nenaționale, tot felul de valori, ca să-și impună propriile valori. Deci cineva, un vânt general așa, vine de peste tot și anulează, șterge valorile noastre cu care am crescut, care ne simțim aproape, în fine. Se vorbește de acest război român-român, pe care îl vedeți și vedeți și amplitudinea lui din zi în zi. Ce rol are, sau dacă are un rol, acest proiect
pentru în contextul ăsta al împăcării oamenilor, a găsirii unui punct comun. Al păcii. Da, e o țintă pentru mine. Pentru mine asta e o țintă. A face pace pe teritoriul românesc e o țintă. În 90 scriam niște articole, am tot făcut și lucrul ăsta multă vreme și la un dat am zis pentru noi, în 90, pacea abia acum se semnează pacea. Pacea de după războiul al doilea, la noi nu s-a încheiat. Războiul al doilea nu s-a încheiat în 45, când s-a încheiat la toată lumea. Pentru că tancuri rusești, ocupație, nu s-a încheiat. După care a urmat un război român-român înfiorător. Am fost sub ocupație românească pe tot felul de motive și, mă rog, perioade. Până în 90, până în 89, am fost sub ocupație românească, care uneori a fost mai rea decât cea sovietică. Asta este părerea mea și cu asta nu e subiectul nostru acum. Bine? Și după care în 90 am zis, în sfârșit se semnează pace, se termină războiul și pentru noi. Păi uite că nu s-a terminat, că încet, încet am intrat într-un alt război despre care azi vorbim la concret. De războiul român-român, așa este. Iar termenii în care se discută public sunt de tip militar, de tip campanie militară. De aceea zicem lupta anticorupție, dau doar un exemplu de mecanică verbală. Lupta anticorupție, când ea trebuie să se numească combaterea unui fenomen, este un fenomen, e ca molima, ca holera, ca ceva înfiorător care trebuie tratat, prevenit și tratat, combătut. Nu lupta. Lupta e alt termen. Nu vedeți, pe de altă parte, că în toate poveștile astea mai noi apar generali, oameni cu stele pe umeri, care au păreri de tipul interes național, ținte. Păi nu e cazul. Deci pe militar nu-i vezi în timp de pace. Îi știi că sunt undeva, se pregătesc și de ei e nevoie, Doamne ferește, din când în când și cât mai rar. Nu, uite, în viața publică, pe militari, nu zic altfel. Vedeți, n-am zis securistă. Nu, militarii, ăștia cu stele pe umăr, dictează, ne spun ce să facem. Dacă noi vrem autostrada pe aici, ei zic nu, nu pe aici, pe dincolo, sau deloc, sau așa mai departe, o părere de tipul ăsta. Nu, deci nu. Despre asta vorbesc. Suntem în acest război pe care se discută concret de el de o vreme încoace. Ori acest subiect, pe de altă parte, nu acest subiect, această nevoie de conștiință de sine a nației, că iar citesc din Iorga ca să nu mă certați pe mine, deci acest subiect și altele vreo 4-5 trebuie să fie ale tuturor. Și atunci, dacă vor fi câteva subiecte în care credem toți, de care avem nevoie cam toți, atunci putem vorbi de pace. Că pacea nu se poate constitui sau, mă rog, structura în clipa în care cineva zice copii, hai să ne îmbrățișăm, fraților, hai să ne... stop! Terminăm. Nu se poate așa. Deci trebuie să fie niște lucruri, niște subiecte care, așezate la mijloc, creează unitate de opinie, de intenție, de acțiune a nației. Deci aceste subiecte trebuie să fie de greutatea acestora, aceste 4-5 subiecte. Cu toate acestea v-ați întors în România în această scurtă vacanță într-un context politic tensionat. Avem tensiunile din PNL, partid în care ați fost și dumneavoastră, domnul Blaga, domnul Orban, nu se știe pe ce drum o va lua PNL-ul în viitor. Dumneavoastră, cum vedeți această situație în PNL, ieșirea domnului Blaga cu susținătorii vechiului PDL în spate, ieșirea singură a domnului Orban? E delicat pentru mine să comentez genul ăsta exact fiindcă am fost pe acolo, dar putem vorbi de noul, nu eu spun, s-a spus și tot, și dânsii și o spun destul de des, noul PNL. Adevărul se ascunde sau doarme în cuvinte. Deci dacă e noul PNL, e limpede că nu mai e vechiul PNL. Deci legătura cu brătienii s-a terminat. Câtă vreme a apărut această combinație contra naturii între PNL brătienilor venit încet, încet prin bătrânii care au mai trăit după război și care ultravenerabil și cu moștenirea lăsată unora tineri, cineva a intrat în casa lor. S-a așezat pe scaune, s-a așezat pe mese, în paturi, e altcineva. Și atunci comportamentul lor în clipa asta este de tipul ăsta, de tip haotic, exact din pricina asta. Pe de altă parte, printr-o mișcare pe care n-am să o înțeleg niciodată, PNL a plecat brusc după alegerile parlamentare europene, parlamentare din 2014, a plecat la Partidul Popular European, care e un partid de dreapta, european. PNL
liberalismul, pardon, și PNL în speță, venit de la Brătieni, nu-i de dreapta. Deci n-au ce căuta acolo. În așezarea din Parlamentul European sunt pe bucăți. Acolo este dreapta, ceea ce înseamnă conservatorii, înseamnă popularii europeni și alte grupuri mai la dreapta decât mai mici și mai la dreapta. Pe centru sunt liberali, după care pe partea stângă sunt diverse variante de social-democrați și asta e tot. Deci nu, deci doctrinar e varză. Nu au doctrină, nu vedeți pe de altă parte că asta e o problemă a României politice. România politică e structurată în partide, câteva, cum știți foarte bine, dar dacă discuți și te uiți la doctrinele lor, care abia asta trebuie să-i diferențieze, un cetățean se duce spre un partid sau altul din motivul numit doctrină, soluție de a trăi, soluție economică, soluție morală. Fiecare are o soluție, nu, care îl definește ca doctrină. Păi e varză, îmi pare rău. E varză pentru că liberalii, la liberali nu văd aproape nimic de tipul ăsta. Văd un fel de furie țintită numai pe povestea penalilor, cum știți foarte bine, și aia trebuie discutată, și aia trebuie luată în seamă, fără discuția asta. Dar nu numai asta. Pare rău, într-un târziu asta. Pentru că oamenii, în general, trăiesc, mănâncă, muncesc, iubesc, fac copii și din asta decurg probleme. Ori din când în când câte cineva din societate care muncește, mai devine și penal. Dar mult mai rar. Cei mai mulți sunt foarte la locul lor, trebuie să ai soluții pentru cei care au nevoie de muncă, de viață, de soluții, de reușită, de carieră și așa mai departe. Cam asta este. Pe de altă parte văd niște măsuri luate de guvernul acesta combinat, această coaliție. Da, dar care majoritară, ultramajoritară este PSD și multe dintre soluțiile de ultim moment sunt liberale, sunt de tip liberal, cu adevărat. De asta vă spun. Deci parcă a plecat fiecare din locul lui, dar n-a ajuns nicăieri, doctrinar vorbind. Și asta creează o confuzie generală și o nervozitate probabil în spațiu politic. Iată și motivul pentru care una, două le sare țandăra, se acuză reciproc, își fac plângeri, e ceva infernal. Da, dar în același timp au existat voci din PNL care au spus, domnule, noi am avut de învățat de la PDL în ceea ce înseamnă organizare, campanie electorală, eficiența votului, PDL-ului, exact. Eficiența votului. Deci, tehnica, și aici e ceva ce mă enervează, dacă mă lăsați și spun despre asta, mă enervează metodele standardizate deja de la partid la partid și de la cei bătrâni la cei tineri și așa mai departe, de a aduna voturile. Deci a participa la campania electorală. Este ceva absolut toxic. Și metodele sunt absolut demente. Conțin, prin definiție, prin tehnologie, mințirea, nu zic altfel, deci nu minciunea, ci mințirea celui din față. Deci cetățeanului, alegătorului, mințirea, deci e inclusă în mecanism, în ecuație. Nu scot de acolo. Pentru că teoria lor e cum faci voturi. Uite, așa faci voturi. Uite, așa, iar în acest subiect, pedeliștii, vechii pedeliști, sunt foarte eficienți. Tocmai de aceea este atât de apreciat domnul Vasile Blaga. Sigur este da, unul dintre cei mai apreciați din PNL în acest context. Da, e absolut firesc. Pentru că ei au intrat, ei vreau să spun PDL-ul, mă rog, a intrat în PNL, s-a făcut o fuziune decisă de lideri și de nimic altcineva, că dacă întrebau probabil baza partidului, răspunsul era cu totul altul, sau în niciun caz ăsta, așa e, din păcate în fiecare partid, cei câțiva lideri, aceia hotărăsc și restul se supun, pentru că dacă nu se supun, ați văzut, îi poftesc afară. Foarte bine. Și aflați în interior pedeliștii care sunt și eficienți și puternici, e foarte adevărat, și unii dintre ei chiar sunt niște lideri, cu adevărat, locali, niște figuri, pentru că degringolada este, e reală, partidul nu face pași în față, urmează alegeri, au intrat probabil într-un fel de panică, un fel de băieți ce facem, și s-au strâns, s-au coagulat, s-au definit ca grup și vor acționa, în mod sigur. Definiți ca grup. Vor lua frâiele, vor avea intenții, vor impune soluții, ceea ce o fi și bine și rău. Dar unde e liberalismul? Asta întreb eu, care obișnuiesc să spun că m-am născut liberal în sensul că era o discuție la un dat în PNL-ul ăla în care eram eu, nu dau nume acum, că nu asta e problema, unul dintre liderii marcanți ai PNL-ului a început să-i certe pe, tot, pe noi, pe toți ceilalți, că nu avem soluții sau destule pentru alegătorii noștri care sunt oamenii de afaceri, oamenii cu capital, deci bogații cum ar veni și mai departe.
Și atunci eu am zis cu naivitatea mea, că eu nu prea țip, eu sunt de cele mai multe ori fac ochii mari și am senzația că nu înțeleg și atunci caut să mă lămuresc eu însumi. Și am zis, stați un pic, atunci mă întreb dacă așa este, dacă ăsta are electoratul liberal al oamenilor de afaceri și oamenilor bogați, atunci ce caut eu aici? Că nu sunt nimic de... Ce caut pentru Dumnezeu? Uite, eu m-am simțit liberal toată viața mea, deci de la început m-am simțit, în sensul că încerc mereu să mă descurc singur. Eu ce n-aș de la nimeni nimic. Dacă mă lași pe o insulă pustie și vii peste un an de zile, hai să vezi că am tot felul de lucruri acolo, cam tot ce îmi trebuie. Mi-am făcut singur. Asta nu înseamnă că sunt bogat, de niciun fel. Și părerea mea este, am zis eu atunci, și nu prea m-au contrazis, sau m-au contrazis un pic mai târziu, când m-au dat afară, m-au rugat să mă duc pe stradă, că e mai bine pentru mine. Și am zis, după părerea mea, orice om din România, cel mai sărac om din România, care se hotărăște să-și ia soarta în mâini, e un liberal. E un comportament liberal. O stare de tipul ăsta. Și asta nu poate fi decât de centru, flexibilă, isteață, creativitatea, e de centru. Toate zonele de dreapta sau de stânga sunt rigide, doctrinar vorbind. De asta sunt puțin. Unde e liberalismul? Unde este? Nu mai este. Ăsta, e peste tot. Ați făcut mii de kilometri prin țară și a stat de vorbă cu mii de oameni. Exact. Cred că inevitabil, în discuțiile pe care le-ați avut cu oamenii, a existat și această nuanță politică a lucrurilor. Pot să spun, cu permisiunea dumneavoastră, că în momentul ăsta chiar sunteți și un barometru al opiniei publice, poate mai real decât multe statistici care se fac în privința modului în care oamenii văd lucrurile, al modului în care ei percep politica și viitorul din țara asta. În contextul ăsta, cum vedeți dumneavoastră rezultatul pentru alegerile prezidențiale de la anul? Uitați, să zicem că un lider, un partid, un grup, așa, merge la un moment dat, nu știu, în ce zonă din țară și se întâlnește cu cetățenii. Evident, cei care sunt acolo, filiala, grupul, rețeaua, cum spune domnul Pieleanu, rețeaua, îi pregătește întâlnirea. Ceea ce înseamnă că aduce niște oameni de lor, nu? Acolo. Cu care te întâlnești, care spun niște întrebări, e ca și cum ai jucat tenis la perete, cumva. Deci răspunsurile pe care le primesc sunt ei între ei, ceva de genul ăsta. Alții, în altă parte, fac același lucru, dar pe alt sens. Deci fiecare grup, lider, joacă tenis la peretele său și își primește de acolo răspunsurile și are senzația că e bine, e regulă și așa mai departe. Ori eu când am plecat cu mașina mea și am umblat peste tot, eu nu am grup. N-am rețea, n-am nimic. Și atunci am trimis pe mijloace, am zis în ziua de, în cutare cafenea, o să fiu la ora de și cine are plăcere să bea o cafea cu mine, vă aștept. Și m-am auzit acolo frumos. Au fost oameni care treceau pe stradă și s-au oprit, că nu știau deloc. Și m-au văzut că stau acolo și părăprăgesc cu 2-3 oameni, s-au oprit și am zis, luați loc. Păi da, dar nu, loc, nu știu cine sunt, nu știu cum îi cheamă. Nu sunt din grupuri, sunt oameni pur și simplu, din România. Și atunci ce mă întreabă, ce vorbim, poate fi o temperatură mult mai reală. De asta vă și întreb. Care, deci, ca și cum ai primi răspunsurile pe care le vrei sau care ți se livrează, vorbesc de cealaltă variantă. Și atunci, cei mai mulți, o cel mai des, sau un fel de cetățeni, vreau să spun. Un fel de, parcă se tem un pic de ziua de mâine, parcă e neclar, e un fel de ceață. Ce ne facem? Că parcă nu e în regulă. Ceva nu e în regulă, nu prea știu să spună, nici ei, nici eu nu pot să spun exact care e rotița care nu funcționează sau poate fiecare vede altă rotiță care nu funcționează sau nemulțumire sau ceva de genul ăsta. Dar ce e real este un fel de teamă, de panică, de tensiune care există în toată nația. Ori dacă... Și o să vină niște alegeri prezidențiale, m-ați întrebat? Exact. Păi mi mai târziu un pic, până la urmă se va trece două trepte. E treapta europarlamentară și treapta următoare. Probabil că la europarlamentare se va face cel mai corect sondaj de opinie pentru următoarea sau ceva. Grupurile vor număra punctele, se vadă de pe ce podium săr. Însă, din ce s-a prezentat până acum, și mă tem că lucrurile nu o să se diversifice până atunci, aproape fiecare dintre cei vizați până acum, care are și președinte, ar continua să-l strângă de gât pe celălalt. Deci e un fel de
Am mai zis asta și pe portul de televiziune, dar nu vreau să mă rog. Nu, și la noi, ați spus. Da, și aici. Deci asta e senzația, spaima mea. Că și eu am același gen de spaima. Dom'le, și unde e pacea? Și eu vreau să văd unde e liniștea, unde e pacea. Pentru că nu se poate crea, construi, dezvolta nația, fiecare cu familia lui sau nația, decât în liniște. Da? Decât în liniște, în calm și în echilibru. Când cineva urlă, niciodată n-a drept. Și asta e o regulă. Când cineva urlă, n-are dreptate în clipa aia. Poate să aibă perfectă dreptate. Faptul că urli anulează pur și simplu dreptatea pe care poți să o ai. Sau opinia corectă pe care o ai. Simplu fapt că urli anulează. Și vorbind deci despre partide, urlăm unii alții. Vorbind în mare despre partide și oferta exact despre care vorbeați cu numele vehiculate, că în momentul de față sunt foarte puțini care au declarat cu subiect și predicat că vor candida. Cum vedeți dumneavoastră? Pe cine vedeți avea șanse? Pe cine vedeți că se pregătește mai bine? Acum, poate că e prematur, e adevărat, e încă de vreme. Eu nu sunt sociolog, eu n-am decât termometrul meu de actor asta român, zic că care, da, și l-am de multe vreme și l-am la mine mereu. Și dacă stau la benzinărie sau dacă aștept într-o gară, tot am termometrul ăsta la mine, pentru că, mă rog, problemă mai întreabă, mai spune, mai oprește, în fine. Fiecare are bucata lui de șansă, unii mai mare, unii mai mică, de-aia vă ziceam, e prostia asta de a juca la peretele tău. Și atunci, unul are un perete de 5%, unul are un perete de 20%, altul are de 40%, dar e peretele lui. Câte vreme nu se sparg cutiile astea și nu încep să comunice cu adevărat. Am învățat la Parlamentul European multe lucruri, nu le știam, o experiență fabuloasă pentru mine și chiar a fost uluitoare, mai încă vreo câteva luni de zile. Totul se negociază. Absolut totul se negociază. Și virgulele dintr-un document și totul se negociază. Și nimeni nu se supără pe tine dacă ai putut să-ți impui partea ta de... Și de mâine ești dușmanul lui că ai izbutit să îți impui partea ta de părere. Ați înțeles? Deloc nu se supără. Deci negocierea e negociere, polemica e polemică, după care s-a dat pagina. Nu mai există furie, supărare, nu, nicio problemă absolut. Deci totul se negociază. Ai noștri nu vorbesc între ei. Stau fiecare într-o cameră așa și bat, cum vă spun, la peretele lui, unul mai mare, unul mai mic. Și atunci ce să spunem mai departe? Păi, astea sunt cifrele pe care le-ați văzut. Eu habar n-am ce vă tipă. Au bărut niște partide noi sau niște oferte noi. Dar iarăși zic, nu au doctrină, nu văd. Care e doctrina? Care e poziționarea lor? Și eu vreau să votez, și soția mea, și familia mea, și copiii mei, dar vreau și eu să înțeleg de ce ăsta e altfel decât ălălalt. Nu. Nu. Și numai doctrinar poți să înțelegi că te duci către unul sau către altul. Funcție de temperamentul fiecare. Având în vedere... De-aia nu poți fac nicio prezumție de niciun fel. Sigur, domnul președinte Iohannis, ca orice... Mă rog, mandat se uzează fără discuție. Nu foarte mult, cred eu, atât de mult cât se sperie lumea. Cred că va fi în turul 2, așa cred, cel puțin, din PSD va fi la fel. Și iarăși, parcă se întâmplă, știți, eu, multe de astea sunt. Dar, vedeți că în fiecare an vine zăpada și vin viscole și se troienesc toate drumurile alea până la Brăila, pe acolo, până zona aia, Galatie, ceva. Mulți de troiene, dar în fiecare an. Și iară ne ducem toți, iar plâng, iar oamenii se chinuie, nu-ți mai văd nici casele, nici nimic. Și nu plantează nimeni, domnule, un copac amărât pe toate drumurile alea. Păi dacă de 30 de ani de când suntem noi și observăm chestia asta, că așa, ar fi plantat, păi erau niște păduri acum, dar nu aveau nicio treabă. Perdele forestiere care salvau de nimeni. Deci iar ne mirăm și iar e la fel. În politică, din păcate, iar e la fel. Campaniile electorale se fac la fel, pe metodele pe care vi le spun și deștept din ăștia pricepuți care construiesc niște chestii impregnate cu minciunele mici și plăcute și zornăitoare pentru alegător, în loc să le scoți, domne, le scoți și spui exact ce crezi tu. Am încercat să le explic asta la colegii mei din, mă rog, cât am fost eu cu politică, nu numai liberal, cine mai vorbea, vorbea cu toată lumea eu. Domne, zic, deci te adresezi unui om, e o regulă în profesia mea, care nu e alta decât asta, e comunicare, atât e profesia mea. Comunici cu celălalt. Dacă tu nu crezi ceea ce spui sau pentru ce plătezi, nu îl poți convinge niciodată pe cel din față. Deci primul care crede cu adevărat ești tu. Un actor bun își asumă personajul. Viața acelui personaj intră în tine. Și atunci ești
topit în acel personaj. Și ăla trece dincolo la spectator întreg și convingător. Pentru că tu crezi și îți asumi exact ce vrea personajul ăla. Deci nu poți decât așa. Orice ți se pare că e un aranjament, ți l-a spus un consultant, nu știu ce, afară cu ele. Nu-l poți convinge. Nu? Așa cum un om care citește nu convinge pe nimeni. Un om care spune ce vrea el să spună. Totuși, domnule Diacon, având în vedere că ne-a spus de mai multe ori că nu ați vrea să repetați scenariul de la anterioarele alegeri europarlamentare, când ați intrat în Parlamentul European ca independent cu 6% din voturi, cred, nu? 7. Nu v-ați gândit nicio clipă că ați putea să candidați la prezidențial? Dumneavoastră comunicați cu oamenii, aveți un alt mod de a aborda situația, avem mulți nehotărâți. E un complot aici sau știu și eu? Aveți o știre, știu, toată lumea vrea o știre. Nu. Nu că nu m-am gândit. Poți să te gândești. Și te gândești la orice. Și că mergi pe lună. Și orice poți să te gândești. Să-ți imaginezi un lucru sau altul. Da, poate că mi-am imaginat tot felul de lucruri. Nu, mi-am imaginat altfel. Și mai ales, la un moment dat în Parlamentul European a venit că vin prim-ministri europeni, președinți, vin și țină locuțiuni la Strasburg, când e plenul mare. Și a venit președintele ales a doua oară, că prima dată nu s-a putut, al Austriei. Și mi s-a părut modelul de președinte de care avem și noi nevoie, în sensul ăsta. Pentru că îmi lipsește, discutăm de niște chipuri, de niște partide, de niște procente. Dar nu discutăm deloc despre această funcție de președinte. La ce ne trebuie? Cum trebuie să arate? Ce ar trebui să facă? Cum ar trebui să comporte? Fiecare gândește altfel sau poate vrea puțin altfel. Dar dintr-o dezbatere publică de acest tip, ți-e mult mai ușor să-l alegi după aceea. Sau mult mai, alegerea e mult mai corectă. Dacă știi ce cauți, de fapt. Tu, ca cetățean. Nu discutăm asta de niciun fel. Era un om, e un om, care împlinise 70 de ani, cred că acum un an jumate a fost în Parlament, dar m-a impresionat, vă spun. Nu știu, m-am simțit parcă așa atras de liniștea lui, de echilibrul lui, de un fel de sfătoșenie, calmă, prietenească, crea liniște în jurul lui, așa. Cum să vă spun eu? Și împăcare și deloc colțos, deloc contondent, deloc războinic. M-ați înțeles? Așa mi se pare că ar trebui să alegem și noi pe cineva care să creeze liniște, să impună liniștea chiar, echilibru, să spargă pereții dintre noi, să fie treaba lui asta. Ați înțeles ce vreau să spun? Am și înțeles, dacă perfect. Discuția apare, pot argumenta pe linii directe, de tot felul. Da, și se întâmplă ceva. Vedeți, am văzut gunoaie, de curând a fost un reportaj cu lacul Bicaz, care da. E plin de, și eu știam, am tot trecut pe acolo, și am venit pe Bistrița Albastră, minune, venind dinspre Vatra Dornei, pe Bistrița până la Piatra Neamț, la Bicaz, și peste tot am văzut exact chestia asta, m-am fiorat, mă supără până la demență lucrul ăsta. Și o să spună cineva, amenzi, că în Germania se dau amenzi. Păi nu-i destul. Deci amenzi trebuie să dea, nu știu, niște sute de mii de oameni aruncă. Atunci, în clipa aia, alte sute de mii de oameni trebuie să-i pândească, să-i fotografieze, să le dea amenzi. Și mecanismul e imposibil. Dom'le, e vorba de educație, zice cineva. Corect, educație, e adevărat. Da. Dar poate că un fel de campanii de tipul ăsta ar trebui să le gireze zona prezidențială. Campanii de tratare a mentalităților publice. Deci mentalitățile publice sunt problema. Asta se pot trata. Nu prin lege, nu prin amendă, prin campanii de modificare a mentalităților publice. Dintr-un punct de credibilitate și de onorabilitate maxim al structurii, mă rog, administrativo-guvernamentale a României, care e președinția. Eu asta aștept de la un președinte. Nu aștept guvernul lui, nu aștept să fie nervos sau înalt, sau scund, din sau din aceste pătrat. Calități pe care le-ați enumerat, pe care trebuie să le aibă un președinte. Păi, am început numai. Câte, mai ales, câte sunt îndeplinite de actualul președinte al României, din punctul nostru de vedere? Câte sunt bifate? Uitați, domnul președinte Iohannis, cred că a fost ales, surprinzător, nu știm asta, în turul 2, pe motive corecte, pe așteptări corecte. Adică România lucrului bine făcut,
neamțul, ce știm noi, știți, toate glumele și acum să vine un neamț și funcționează și așa mai departe. Avem nevoie de ordine, avem nevoie de calm, avem de chestii nemțești. Asta înseamnă chestii nemțești. Păi îmi pare, nu le-am văzut deloc. Deci România lucrului bine făcut nu e. Dar cineva trebuie să țipe zilnic despre ea sau să vorbească despre ea de la nivelul ăla. Să o ceară, să o impună, să o verifice, ceva de genul ăsta. Și asta putea fi o campanie, o țintă primordială pentru dânsul. Îmi pare rău. Nu am văzut nimic din lucrurile astea. Motivele au fost corecte, asta spun. Pe de altă parte, l-am văzut într-o primă ședință a CSM-ului de la vremea aceea, 2014, când a fost ales, și în care a vorbit exact cum aș fi vorbit eu sau oricare altul ca mine, un cetățean normal. Adică despre drepturile cetățeanului, despre nevoia omului de demnitate și de nu știu ce, de respectarea demnității lui și a libertății lui. Atât. După care, de a doua, a treia, a șaptea zi, s-a terminat tot. N-am mai văzut nimic. Și când se întâmplă lucruri groaznice în România, nu le vede. De niciun fel. Deci, nu, pare rău, e o greșeală. Putem spune că funcția schimbă omul? Da, putem spune asta. Știu foarte bine treaba asta. Știu chiar din meseria mea, credeți-mă, la un nivel fără discuție. De ce? Că un om are prerogativele normale a unui om, trăiește, mănâncă, doarme, merge și mai departe. Și la un moment dat începe cineva din jur să-l aprecieze, să-l ridice, să-l polească, să... Și unii rezistă la chestia asta, unii nu rezistă. Și la actorie, să știți că am văzut destine multe în cursul carierei mele lungi și a fost un talent cu carul, mai ales în zona de tinerețe. Cu carul, da, amețeau, creșteau puțin, aveau succes și amețeau și se duceau exact în râpă. Totalmente. Se modifică ceva în mental, probabil, conștiința de sine și a individului, numai a nației, dacă nu-i corectă, mă întorc la subiectul pe care l-am expus mai început, la proiectul ăla de patrimoniu, se întâmplă ceva de tipul ăsta. Pe de altă parte, toată mizeria aia, care oricum un lider de nivelul ăsta, sau de nivel înalt, public, politic, mă rog, apare în aia din jur, care perie, laudă. M-am tot întrebat multă vreme, răspunsul, mă rog, la mine neapărat, dacă cei doi, Ceaușescu, el și ea, au făcut toată liota aia de lăudători și de iesmeni din jur, sutele de mii de lingăi din jur, care, sau invers. Sau invers. Și mă tem că invers. Dacă reziști la chestia asta și anulezi tâmpul, bine, cineva îl deschide portiera. Cine sunt eu în clipa aia? Probabil că asta e mecanica. Unii rezistă la chestia asta, alții nu rezistă. Și mă tem că am și văzut pe traseul celor doi ultimi președinți, cel puțin pe domnul președinte Băsescu, m-a cunoscut și înainte, un pic și după. E clar că s-au întâmplat niște lucruri acolo, niște modificări pe traseu, clar, fără dubiu. Și din păcate s-a discutat, iar e un lucru care mă supără îngrozitor, este că, știute sau neștiute, mereu au fost războaie adevărate între președinte și prim-ministru. În toate cupurile de pe traseu au fost lupte crâncene. Unele le-am simțit, altele le-au mai ținut sub scaun, altele au fost pe față. Inclusiv mineriada aia din 91 a fost o formă de schimbare a guvernului. Căci constituțional nu se putea, legal nu se putea, aia a fost o formă, o variantă de schimbare a guvernului. De dat jos prim-ministru. Și era un prim-ministru care se înțelegea cu președintele, teoretic sau doctrinar sau ca, mă rog, proveniență, ca origine. Problema e, din păcate, și apare la fiecare cuplu. Cine e șeful? Eu sunt șeful, tu ești șeful. E o prostie. Sunt lucruri diferite. Trebuie să fie complementare și nu trebuie să apară concurența asta. Niciodată. De asta e bine să discutăm înainte de a alege un președinte la ce ne trebuie, cam cu ce trebuie să ocupe omul ăsta, ca să vedem, dar nu cumva prim-ministru cu guvernul său acoperă toată zona de administrație, organizare, funcționare a tuturor chestiilor, în fine, Parlamentul legiferă fără discuție și rămâne enorm spațiu gol, pârloagă. Cum spun, gunoaiele, mentalitățile publice, comportamentul, relația școală-familie, școală-copil, etc., cetățean-stat, relația cetățean-stat este fundamentală și nu poți face până lege. Deci, toate zonele astea
libere, goale, pârloagă, sunt de domeniul președinției, pentru Dumnezeu. Dar el are treabă, să strângă de gât pe primul ministru. Să zică, eu mă duc la Consiliu, tu te duci la Consiliu, ministrul ăla de la afară, așa, punem pe ăla, și așa departe, prostii de tipul ăsta. V-ați întâlnit vreodată cu președintele la Bruxelles? Da, v-ați întâlnit vreodată, da. Și v-a salutat? Nu trebuie să mă salute, că nu avea cum să mă salute, că nu eu singur, ci cu toți deputații. Ne-a invitat, în fine, nu vreau să relatez, dar mi-am scris pe colțul unei hârtii exact o frază pe care a spus-o dânsul atunci și care îl definește, îi definește tot mandatul. Că mi-am scris-o ca să văd, asta era în 2014, la finalul anului, nu, în 2015 deja, era criza emigrației deja amplă în Europa și asta era motivul pentru care a invitat toți deputații europeni și mi-am dus la ambasadă și am avut o discuție cu dânsul și a avut o poziție și o frază. Am scris-o și am zis, curios ce se va întâmpla pe tot traseul. E, fraza e valabilă. Noi o așteptăm, să știți. Da. Vă spun dacă vreți, că nu e nicio problemă asta, dar și nu vreau să supăr pe nimeni, nici pe domnul președinte și pe nimeni, dar o spun că poate să mai poate repara ceva. Cineva a ridicat subiectul ăsta cu imigrația, în fine? Atât, ca subiect. Alo. Și dânsul a făcut așa o chestie, adică, hai stop, băieți, stop. Și a zis așa, România a avut o poziție prin mine, o poziție foarte clară prin mine, șeful statului. Restul sunt povestitori. Adică, ceva de genul ăsta. Și am procesat, am zis, dar când a întrebat-o pe România, cum i-a răspuns? Adică, varianta cealaltă este eu sunt România. Și în clipa în care eu vorbesc, vorbește România. Nu e bine. Deci nu e bine. Pe de altă parte, mă enervează această chestie în sine, poziția României. Sunt tot fel de subiecte la Parlamentul European, votăm, ne poziționăm cu criza lucrătorilor, cum știți bine, mobilitatea lucrătorilor, cu transportul, cu tot fel europene în care România are interese, fără discuție. Și atunci primim de la ambasadă, primim poziția României. După aia mă uit în spațiu public să văd, s-a discutat ceva în spațiu public? A întrebat-o cineva pe România? Asta e întrebarea mea. Sau măcar pe Parlament, care e, poți să spui, Parlamentul, oricum ar fi el, ăla e România, sau poți să spui că e România. Nu, primim pe o filieră din două birouri, trei, poziția României. Păi stați mă, frate, mai întrebați-o. Dezbatere publică, lansați, faceți, să ne poziționăm și noi, să înțelegem ce e cu noi, ce vrem. Înțelegeți ce spun? Și mă supără când cineva se consideră România, mă deranjează înfiorător. Pe de altă parte... Și restul sunt povestitori, altă chestie de dialog vorbim. Păi dacă restul sunt povestitori, adică puteți să vorbiți degeaba că m-ați înțeles. Nu, domne, nu vreau asta. Nu trebuie să vorbim degeaba. V-ați simțit povestitor? Păi eu tot timpul sunt povestitor, de când mă știu, dar nici nu tac. Povestesc cât o-i trei. În grupul ALDE, în Parlamentul European, dumneavoastră aveți un statut special. Chiar s-a modificat statutul pentru dumneavoastră. Da. Puteți să ne spuneți da, special pentru cei care ne urmăresc. Da, sigur. Am ajuns acolo ca independent în urma alegerilor din România și aici e un lucru, fac cu paranteză mică, după legislația românească, categoria independent este gândită să nu existe. Că e aproape imposibil de acoperit, de realizat. Aproape imposibil. Argumentele sunt în lege, nici nu trebuie să vi le spun. De aceea nici n-a existat nimeni. A fost un accident fericit care a fost în Șara Băsescu, dar acolo a fost o mecanică de altă natură. Și eu. Deci singurul accident de tipul ăsta am fost eu. Și sunt în continuare. Și am ajuns ca independent, cum știți foarte bine. Bun. Și atunci am colindat grupurile politice care se constituiau, e o lună înainte de a se deschide sesiunea, prima sesiune, și în care grupurile își adună oameni, se organizează și mai departe. Și toată lumea m-a invitat, nu? Că eram singur și umblam peste tot și eram independent și toți aveau nevoie de membri. Și am discutat cu toate grupurile parlamentare europene, inclusiv cu ALDE. ALDE însemnând ALDE European. Da. Grupul ALDE European. Și le-am spus că, evident, formația mea este de liberal și concepția și mai departe, însă am statutul de independent și nu pot să modific contractul public pe care l-am primit. Și nu-l modific orice ar fi și cât o-i trăi. Așa rămâne. Ei, și peste vreo săptămână
m-a sunat Sir Graham Watson, care era atunci președintele ALDE, un om de toată isprava, jos pălăria, și care a sărit întotdeauna în sprijinul României, absolut impresionant în orice împrejurare și cât a fost de voie. Și mi-a arătat că au modificat statutul, regulamentul grupului parlamentar ALDE și au introdus noțiunea de independent, care nu exista. Și atunci i-au dat-o și unei doamne care funcționa la ei, deja avea al doilea mandat, o profesoară din Scoția, și care o minune și ne înțelegem foarte bine. Și amândoi, și eu și dânsa, suntem independenți în cadrul grupului parlamentar ALDE. Dumneavoastră ați fost în PNL-ul lui Crin Antonescu. Domnul Antonescu, când s-a retras din viața publică, a mers la Bruxelles. Ați mai avut întâlniri cu dumnealui, consultări? Nu. Și îmi pare rău. Cred că o dată sau de două ori am trimis niște mesaje, erau niște premiere de film și voiam și eu să-l văd și să vină. Și colegii mei din film voiau și m-au rugat să-i trimit un mesaj, nu mi-a răspuns. Nu știu, mi-ar face mare plăcere să pot vorbi, să... Mă tem că numărul pe care l-am nu-l mai are, nu știu, ceva de genul ăsta, că am mai trimis mesaje și nu mi-a răspuns. Dar nu e nimic, în fine. Nu e timpul pierdut. Cred că era, așa am auzit, că era Bruxelles. Da. Niște asistențe ai mei l-au și văzut prin oraș. Da. Mi-ar face mare plăcere să mă întâlnesc cu dânsul. Se discută în aceste zile despre revenirea sa, pe care o infirmă de fiecare dată în viața politică. Credeți că ar fi o soluție pentru PNL? Nu știu, din unghiul meu de vedere, care e al meu, nu poate fi altfel decât al meu. Poate că ar fi, dar nu pot să întorci istoria. Din păcate s-au întâmplat lucruri, s-au apărut falii, nu știu dacă mai e atât de ușor de reparat. Confuzia asta generală, diluarea liberalismului, topirea sa în alte părți, din păcate trebuie făcute ordine doctrinară, conceptuală, altfel nu poți să coagulezi decât așa. Și, domnule Diaconu, mai am o întrebare legată de o constatare. Când ați fost la noi la trecută, ați vorbit foarte frumos despre cazinoul din Constanța. În plus, turul țării l-ați încheiat acolo și pe lângă acest lucru și pe broșură este tot cazinoul din Constanța. Pare a fi o durere a dumneavoastră acest cazino. Da. Puteți spune, aveți vreun proiect? Știu că v-ați mai gândit să fie adus la viață. Păi, cazinoul din Constanța face parte din, și este exemplu, da, din acest exact proiect pe care l-am depus și l-am povestit la toată lumea și ministrului dezvoltării i l-am povestit. Am putut de repede și de concret, finește, însă trebuie să apară un act normativ care să decidă clar că aceste clădiri, repere, devin sau intră în această rețea și în clipa aceea el primește alt statut. Acum așteaptă la coadă ca o autostradă sau ca o alt, nu știu ce construcție din România civilă, care așteaptă contestații, licitații și între timp moare. Asta mă îngrozește. El moare între timp. Și m-a mai speriat ceva și am spus asta ministrul dezvoltării. Că ne-mi zicea, domnule, ne ocupăm cât putem de serios, nu? Adică facem tot ce putem. Păi da, da. Eu intru pe materialele primite de acolo, de la Compania Națională de Investiții, nu? Văd și eu adevărul despre cazinoul din Constanța. Și acolo scrie așa, va fi renovat, pam, 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 licitații, contestații, nu, nu? După care va fi oferit autorității publice locale spre a-i se da destinația. Păi în clipa asta, iertați-mă, nu poți să renovezi niciun WC-ul public, să mă ierte Dumnezeu, fără să-i știi destinația. Deci dacă nu știi destinația, nu pune o cărămidă acolo, că strici, rupi, modifici. E o demență asta, e o prostie. Oricine știe lucrul ăsta, ceea ce înseamnă că nu știți ce vorbiți. Deci e o tâmpenie chestia asta. Deci el trebuie să, clipa în care te-a pus să-l renovezi, să știi clar la ce folosește lucrul ăsta. Or, el adevărat a fost un cazino la origini, e al doilea cazino, că a fost întâi unul, după altul, nu mai. Povestea e fabuloasă, pe aceeași locație. Dar el și-a câștigat, cum să spun eu, statutul de reper național fundamental. Nu cred că există o familie, un cineva să fi mers la mare vreodată, fără să nu fi trecut pe acolo sau să-și facă o poză sau ceva de genul, să nu fi reperat, primit. E al tuturor, nu al constanțenilor, e al României. E reprezentativ cu adevărat, plus că e poarta noastră de intrare. Am mai văzut, există o rețea de cazinouri prin Europa, pe la Mediterană, și am văzut frații de-ai cazinoului prin lume, cu care se poate înfrăți. Asta e un lucru extrem de important.
apropo de această rețea de repere, deci ne găsim, sunt și alții la fel organizați sau bine organizați, ne găsim cu alții din alte țări europene, ne legăm de ei cu finanțări europene și niște posibilități uluitoare de dezvoltare pe tip patrimonial și identitar pe care le avem și dormim pe noi. Pare rău că trebuie să spun chestia asta, dar sper că ne trezim măcar anul ăsta spre final, finalul anului. Vă mulțumim mult pentru prezența la DC News și vă mai așteptăm fiecare ocazie. Fiecare cafea. Da, exact. Mulțumim tuturor. Rămâneți pe dcnews.ro.